Restaurarea cântatului psalmilor în închinare, partea a șasea. Imnologie inclusivă. Majoritatea bisericilor din ziua de azi practică o imnologie exclusivistă, adică ei cântă doar imnuri sau cel mult o strofă dintr-un psalm, dar niciodată nu cântă psalmii întregi. Subiectul acestui paragraf este psalmodia inclusivă. Cuvântul inclusiv reprezintă un joc de cuvinte al cuvântului exclusiv, care se referă la poziția acelora care spun că doar psalmii ar trebui să fie cântați în închinarea bisericii. Atunci, prin inclusiv, noi spunem că cei ce sunt doar cântăreți ai psalmilor trebuie să facă loc în închinarea lor și imnurilor. Desigur, nu acesta este centrul îngrijorării noastre. Ceea ce vrem să argumentăm este că imnologia exclusivistă trebuie să devină o imnologie inclusivă, adică o imnologie ce face loc practicării cântecelor psalmilor. Azi, foarte puține congregații evanghelice cântă psalmii versificați în afara psalmului 100 și psalmului 23, care sunt foarte populari. Imnurile standard evanghelice au foarte puține versuri ale psalmilor, dacă au vreunul în afară de cele două. Îi vom lăsa pe alții să argumenteze marea nevoie de a-i convinge pe cântăreții care susțin poziția psalmodierii exclusive să cânte și imnuri. Scopul nostru acum este să convingem miile și miile de cântăreți, exclusiv doar ai imnurilor, să înceapă să cânte și psalmii. Ne mai rămân două sarcini de îndeplinit înainte de a ne finaliza lucrarea. Mai întâi, să ne rezumăm argumentul și apoi, în partea următoare, să răspundem îngrijorărilor pragmatice. Așadar, mai jos îmi voi rezuma argumentele în favoarea cântatului psalmilor. În primul rând, cântatul psalmilor este biblic. Cântecele pe care ne dorim să le cântăm sunt psalmii canonici dați de Duhul Sfânt pentru a fi cântați. Mai mult decât atât, ne este poruncit să cântăm psalmi și avem ca și exemplu bisericile din Noul Testament care făceau acest lucru. În al doilea rând, cântarea psalmilor este istorică. A fost practica bisericii primare din primele secole, după cum au mărturisit părinții bisericii. A fost practica ordinelor medievale monahale. A fost practica reformatorilor și a tuturor protestanților până la mijlocul secolului XIX. În al treilea rând, cântatul psalmilor este benefic. Deoarece psalmii sunt parte din scriptură, ei împărtășesc toate virtuțile spirituale moștenite ale scripturii de a-i converti pe păcătoși și de a-i sfinți pe cei sfinți. În al patrulea rând, cântarea psalmilor este satisfăcătoare. Bogăția lor teologică, cristologică și experiențială îi înzestrează pe oamenii lui Dumnezeu cu un limbaj de a înțelege vicisitudinile vieții. Nimic nu atinge inima oamenilor lui Dumnezeu precum psalmii, în special atunci când sunt cântați. În al cincilea rând, cântarea psalmilor este unică. Actul cântării, nu doar a citirii lor ca pe o poezie, actul cântării întregii psalmi și întregii psaltiri, nu doar imnuri sau fragmente din psalmi, datorită conținutului ei divin și echilibrat, are capacitatea unică de a modela și forma o evlavie biblică. O contribuție distinctivă la sănătatea și vitalitatea trupului lui Hristos este cântarea psalmilor.